Andrei, având în vedere conflictul, războiul din Ucraina și alte lucruri. Lavinia și Andrei. Nici de cum versiunea cea oficială nu este versiunea adevărată din punctul meu de vedere. Punând cap la cap toate aceste elemente, pornind de la toate măsurile de securitate pe care le-a enumerat tu astăzi aici, care nu s-au luat, de la neverificarea oamenilor care au intrat în mall, până la toți cei de la pază care au dispărut, niciunul nu a pățit ceva. Nu s-au văzut nici pe camere încercând să riposteze, nu figurează nici printre morți și răniți. N-au fost acolo, nu sunt printre morți și răniți, n-au existat, da? N-a apărut nici paza specială care trebuia să vină la mall, care cu siguranță fusese contractată și așa mai departe, da? Deci, o dată, măsurile de securitate care nu s-au luat. Pe urmă, intervențiile care nu s-au produs, inclusiv, cum a spus și Simona, povestea cu poliția care a ajuns, parcă era la nu știu câți kilometri, la câteva orașe era la distanță, 3 minute, da? Și era la 3 minute. Pe urmă, imediat povestea cu acuzarea Ucrainei. Că a fost prima poveste din lidul lui Putin. Ea este cea vinovată, practic, de acest atentat produs de niște oameni. Iertați-mă, când i-am văzut ieri reținuți, legați cu niște curele, m-am speriat, adică și nu se poate câțiva omuleți să arunce în aer un astfel de mol, să topească dita mai clădirea. Ei acolo cărând în spate în rucsacul lor fiecare ce putea să care. Iertați-mă. Și atunci sigur că vin și îmi adresez prima întrebare pe care ne-a adresat-o tu, Răzvan, la începutul emisiunii: cui folosește acest atentat? Bun, pentru asta că, este întrebarea puțin, cine vrea să speculeze și în ce direcție. Pentru că, atenție, vorbim aici despre o țară cărea niciodată nu i-a păsat de proprii cetățeni atunci când aveau de făcut intervenții. Nici la Teatrul Dubrovka, unde așa au intervenit că au murit 130 de oameni, nici la școala din Beslan, unde în ultimele ore așa au intervenit că au murit 168 de copii, dacă nu mă înșel, dacă nu, 186 de copii, 330 de morți, dintre care 186 de copii. Și dacă mă mai duc în urmă, văd că întotdeauna când erau momente dificile, intervențiile rusești erau în așa fel făcute încât să moară oamenii, că nu contează oamenii. Vă aduceți aminte de submarinul Kursk? Da. Dar, mai bine au murit oamenii acolo decât să accepte intervenția Norvegiei. Exact. Dar atenție mare!